dorește a fi cafeneaua complexității, un spațiu de interferență interdisciplinară, transgenerații, un spațiu de întâlnire în care să ne putem simți bine, să putem afla, să putem dezvolta atât o relație socială cât și o dezvoltare personală, având în vedere că avem ceva experiență împreună în domeniul acesta și evoc aici toate întâlnirile noastre de vreo 15 ani, de la discuția și joaca cu tinerii pe stradă, cum este Noaptea Cercetătorilor, la care avem deja o experiență, până la nivelul paginilor pe internet care au deja instrumentații virtuale încorporate, măsurători, programul Nexus de educație, o să le evocăm pe măsură ce ne dezvoltăm. Deci, cumva e un spațiu de întâlnire bine plasat în zona studențească. În principiu, așa cum am evocat de fiecare dată, ne aflăm într-o situație destul de sofisticată, la schimbarea de paradigmă. Știința face pași extrem de rapid, e vorba de o dezvoltare a minții care începe să fie din ce în ce mai greu să-și cuprindă cunoașterea. În același timp, omul este totuși om și are și o dimensiune spirituală, o dimensiune culturală și o dimensiune sufletească, care este din ce în ce mai puțin hrănită. Creează în principiu distorsiuni și în principiu constatăm că, într-un fel sau altul, trăim o stare de bucurie tehnologică, dar de insatisfacție sufletească și umană. Deci noi încercăm aici să aducem în discuție și să aducem persoane importante, inclusiv în sens de videoconferință, persoane care să ne aducă la zi cu diferitele domenii, care unele dintre ele pot fi chiar și exotice, altele sunt la limita cunoașterii, altele sunt de cercetare experimentală, altele sunt de orientare profesională, astfel încât să fie un fel de loc în care pulsează realitatea. Cartea pe care tocmai a fost reeditată ieri la editura Eagle, care este iarăși o editură germinată din mediul nostru și care îi doresc să aibă succes cât mai serios, având în vedere că este o carte care va exploda inclusiv pe rețelele de internet, e o carte importantă din mult, o editură care lucrează deja pe print on demand și pe carte electronică, ceea ce va fi o deschidere importantă pentru noi. E vorba de o carte care a fost scrisă acum vreo 10 ani în ideea de a aduce în discuție problemele legate de lumea de mâine. Suntem într-o mare transformare și cred că sensul sau spiritul acestei cărți se regăsește foarte bine ce ne-am dorit să facem în cadrul cafenelei complexității, pentru că ne-am dorit să fie un loc în care să vii cu bucurie, nu după o diplomă, nu după o tensiune de a te compara cu cineva, ci să vii cu bucurie, în loc în care pleci mai departe încrezător în ziua de mâine, constat că foarte multă lume maschează o depresie internă și sunt fluctuații mari în starea de stabilitate emoțională a multor dintre tineri, chiar tineri, deci n-ar trebui să facă acest lucru. Deci un loc în care cumva, prin temele abordate, prin atitudinea respectivă, prin dialogul care se va putea naște, să existe acel tonus de a te putea schimba, a simți că totul se întâmplă ceva, că chiar se întâmplă, chiar dacă la televizor sau pe sticlă vedem lucruri în general foarte urâte. E un loc în care ne-am dorit ca elementul central să fie legat pe cuvântul înțelegere. Și cuvântul înțelegere dă și stabilitate și, apropo de discuțiile pe care le aveam, pe lângă cuvântul semantică, semiotică, relația cu logosul, elementele care dau practic stabilitate, dar nimeni nu le urmărește în momentul de față, își vor alege și își vor găsi aici rostul și noima. Deci vom încerca cumva, la un moment dat, printre alte discuții, să facem un fel de, hai să zicem, dialog pentru câte un cuvânt. Adică, poate în fiecare săptămână să atacăm câte un cuvânt a cărei, să zicem, aură semantică este suficient de mare, pare un cuvânt cunoscut, dar care ascunde în spate chiar poate o paradigmă, cum era însăși paradigma complexității. Deci, cu alte cuvinte, cumva, în clipa în care vin, mă simt bine, pot să am o discuție lejeră, cu o muzică plăcută, dar la un moment dat voi găsi pe masă un rezumat de o mică pagină, cam ce înseamnă jurisdinamica, ca meserie, în ce direcții, ce nevoi, unde s-ar putea aplica această, sau unde s-ar putea învăța această meserie nouă, sau altă dată vii și vei găsi ce înseamnă econofizică, ca să înțelegi cum se poate aplica în domeniul economic gândirea asta mai sofisticată și poate să găsești menirea. Ideea de bază să fie un loc în care atunci când vii, știi că găsești ceva pentru tine, pentru dezvoltare și poate pentru cei din jurul tău. Deci, cu alte cuvinte, cafeneaua asta a complexității mi-aș dori să fie un loc din care izvorăște viitorul, chiar dacă pare pompos spus, dar ideea principală este
orientarea către viitor. Chiar dacă vom analiza problemele legate de stiliile străvechi, chiar dacă vom face lucruri interesante legate de istoria Sarmisegetuza sau scrierea ciudată, veche, găsită la nivelul Sinaia, o scriere încă nedecriptată, sau vom ataca, de exemplu, elementele legate de voinici, care este unul dintre cele mai interesante manuscrise care reprezintă o provocare a gândirii umane în momentul de față, toate astea la un loc, dacă le vom explora, le vom explora pentru a înțelege trecutul și a ne duce mai spre viitor. Deci, ideea principală a cafenelei e o interferență, complexitatea ți arată interferență. Interferență înseamnă interferențe de vârste, înseamnă interferențe de profesii, înseamnă interferențe dintre el și ea, dintre Orient și Occident, interferențe care să nască o viziune, o idee și, în special, repet, o viziune către viitor. În principiu, avea nevoie de o asemenea cafenea și o simt din ce în ce mai tare, pentru că sunt câteva lucruri care, într-un fel sau altul, le-am comentat și unele dintre ele chiar sunt posibile de a fi chiar titluri de prezentări. Există o senzație de oboseală mondială, un fel de plictiseală, ne plictisim din ce în ce mai repede de fiecare lucru pe care îl generăm. Mi-aduc aminte că ideea de a schimba televizorul, când eram foarte mic și primul televizor apăruse, era vorba de un Rubin, primul televizor adus în România, în acela rusesc cu lămpi, ideea de a schimba televizorul mi se părea chiar absurdă, nu ne puneam problema să-l locuim. Când am avut primul video recorder, era un video recorder practic care a funcționat aproape non-stop vreo 8 sau 10 ani. Calitatea lui era așa de bună fiind la început încât nici se simte că a funcționat vreodată. Deci nu mai e ca acum la care societatea de consum impune o durată funcționare exactă cât e durata lui de garanție. După două zile după garanție se și strică pentru că așa a fost gândit. Deci cu alte cuvinte, omenirea se plictisește din ce în ce mai repede din cauza abundenței de produse, de gadgeturi, de provocări. În sensul ăsta, Părintele Stăniloae spunea la un moment dat că omenirea este epuizată teologic și ca să poată supraviețui mai departe ar trebui să facă un salt de gândire, de concept, de viziune, să înțeleagă sensul. Deci, practic, să se reapropie puțin de dimensiunea filozofică care, din păcate, a fost abandonată în numele producției, a eficienței. Armonia este ceva, eficiența e altceva, deci în numele armoniei ar trebui să avem o viață mai favorabile. Sunt argumente extraordinar de interesante, site-uri de discuții intelectuale de nivel înalt, de nivel academic, când se supun al cuvântului și nu doar, cum să spun, într-o abordare în asta peorativă, cuvântul academic, care sugerează că avem nevoie de o transformare. În această cafenea ne-am dorit să punem bazele, să filtrăm materialele, să creăm o revistă, să creăm un site pe internet, să creăm în final o emisiune și respectiv o televiziune pe internet care să prezinte aspectele acestei schimbări permanente, acestei catatonări dintre găsirea în soluții între Orient și Occident. Ele au o singură scop, o anumită metamorfoză, o anumită transfigurare a omului modern. În fapt, acum aflat într-o luptă de supraviețuire într-un mediu foarte turbulent, a cărei predictibilitate e din ce în ce mai mică și din cauza asta, practic, va avea și o stare de tensiune, de neplăcere, care, într-un fel sau altul, se simte în viața de zi cu zi. Deci, în spațiul ăsta, ar trebui cumva să creăm, inclusiv, dezbateri și discuții psihologice cu cei care se ocupă de stabilitatea emoțională a individului sau a maselor și să putem vedea cum am putea contribui din acest punct, cum am putea radia informația mai departe, astfel încât să ne simțim că am putea schimba sau ne-am putea schimba, ne-am putea adapta coevolut, cum se numește, cu realitatea înconjurătoare. De asemenea, o problemă care mi se pare din ce în ce mai importantă este vorba de așa numita căutare internă a sinelui. Până acum, omenirea a fost foarte orientată spre a identifica realitatea exterioară. Și-a creat un mediu, și-a creat senzul, și-a creat o grămadă de motivații, a creat chiar un fel de stil de viață în a căuta și scormoni universul exterior, dar în principiu a uitat aproape complet să se descopere pe sine, să-și descopere valențele, să se autodefinească, să se autocunoască și acest lucru creează un handicap care poate la generația mea nu se simte foarte tare, dar generația copiilor noastre se simte ca o nevoie, pentru că copiii din noua generație, și o să vedeți că o să avem parteneri de discuție pe care cunosc deja particularități psihologice, veți vedea ceea ce se numește copiii de cristal, copiii indigo, dar mai departe nuanțând copiii curcubeu, copiii stelari,
sunt copii a căror proprietăți de, de operare în abstract, a căror capacități de corelație musculară sau mentală sunt așa de mari, încât practic trebuie regândită întreaga structură școlară, întreaga structură socială, ca să poată fi stabil emoțional și util într-o societate, altfel vor fi numai rebeli sau practic vor îngroșa zona celor care se vor lupta împotrivă. Căutându-ne un fel de busolă cu care să putem merge în realitatea asta foarte fluentă, ar fi, de fapt, obiectul de activitate al unei cafenele care se dorește să fie, repet, o poartă spre viitor.